La data de 31 august în întreaga țară este sărbătorită Ziua Limbii. Anual această sărbătoare este marcată cu manifestări de înalt patriotism, de regăsire a rădăcinilor, consemnată prin poezie, cântec și joc. Limba noastră, cea română, este celebrată în toată Republica Moldova și, desigur, în toate instituțiile de învățământ. Cu un aport primordial au venit astăzi și elevii Liceului Teoretic Ștefan cel Mare. Cuvinte alese, versuri importante pentru graiul nostru, țara noastră, limba noastră. Timp de 25 de ani, drochienii vin la monumentul marelui scriitor a neamului nostru. Această sărbătoare este foarte importantă, care ar trebui să sărbătorească orice om care își iubește patria. Limba română este pentru mine limba care o vorbesc mereu și o iubesc foarte mult. Graiul matern este valoarea cea mai de preț din tezaurul sufletului matern, care se moștenește din generație în generație și care poporul trebuie să-l păstreze cu demnitate. Pentru poporul nostru, într-adevăr, este o sărbătoare cu o majoră semnificație. Este sărbătoarea națională Ziua Limbii, care definește în totalitate, de fapt, identitatea noastră națională. La 27 august 1998, Republica Moldova trece la scrierea în grafia latină, iar limba română este declarată limba de stat. Pentru prima dată, sărbătoarea limba noastră a fost marcată în anul 1990.